Comunitatea din Vârșol se pregătește de sărbătoare. În al doilea weekend din luna septembrie vor avea loc o serie de activități dedicate zilelor comunei. Potrivit primarului comunei, Breida Laioș, în această perioadă se fac pregătiri pentru o nouă ediție a zilelor comunei, care se vor desfășura în perioada 8-9 septembrie. Dar desigur că pe lângă lucrările care avem în viață de toate zilele, că nu putem sta trebuie să dezvoltăm și cum localitatea, organizăm în fiecare an și zilele Vârșoltului, adică Festivalul Danselor Populare, interetnice și internaționale. Mă refer că sunt și din alte țări, vin cu dansele populare. Asta va fi în data de 8-9 septembrie în Vârșolt și zilele localității Recea în 30 septembrie. Așa că pe lângă lucrurile care avem, o să avem și o zi de petrecere, de odihnă, unde așteptăm mai mulți musafiri din străinătate, Slovacia, Ungaria, Republica Moldova și cred că trebuie să ne organizăm ca să iasă bine și festivitățile respective. La eveniment vor lua parte și reprezentanții comunităților înfrățite din afara țării. Cu această ocazie se vor semna două noi protocoale de înfrățire, cu o comună din Ucraina și cu una din Republica Moldova. Noi am mai intenționăm în data de 8-9 cu o comună din Ucraina și cu o comună din Republica Moldova, de asemenea cu o comună din Slovacia. Acum să văd în ce măsură se vor prezenta primarii cu delegația specială, dacă dau curs somatic și așteptăm să încheiem niște contracte sau, așa să spunem noi, de înfrățire pentru a ne vizita și să vedem dezvoltarea socială-economică a comunelor respective, ce e bun să aducem la noi și ce e negativ să-i ajutăm să facă altfel ca să fie frumos. Și noi vrem să ne apropiem de o comună, de exemplu, din Ungaria, atât din punct de vedere economic cât și social. Ca de fiecare dată, în cadrul evenimentului se vor înscrie o serie de activități dedicate locuitorilor din comună. Meci de fotbal, plimbări cu barca pe barajul Vârșolț, concursuri sportive pentru copii și vizită la pifnițele cu vin.